Da, e lacul cu broaste țestoase mai sus. Și livada cu peri. Pe cine întrebi tu, Ileana? Pe mine? Pe mine? Ba da. Și nu era mă ciobanul aici? Da. Erai valima și tu cu noi. Știu că l-ai întrebat. Nu-mi plac bătrânii. Multe întrebări. Aici stă ciobanul la prânz când odihnește vacile pe aici. Ăștia sunt niște peri și aici și mai sus. Niște peri bătrâni. Cândva aici a fost o livadă. Da, să știi că fac pere. Niște pere în octombrie, de-alea de iarnă, de toamnă. Uliu! Uliu! E. O aici nu pare. Poate vrea o bală. Nu e de urs, are e de urs. Nu e bală. Tu iau-o pe mijloc, nu? Să văd. Andrei, aici am îmbulinat-o înapoi, că am un metru și ceva. Dar ce era acolo? Era moale? Nu, e, da, e un strat, o distanță mare unde e mai moale. Asta e o poiană, o super poiană. Din păcate drona lui Marian n-a ajuns aici. Asta-i puiana de islaz a satului Sultanu. Acolo prima puiana era islazul satului Plaiu din comuna Provița. Aici e satul Sultanul și cu islazul. Aici în dreapta o să deschid o poiană mare de tot. Poieni, de fapt. Asta e una din crestele principale de acces, ce se vede în față, cea pe care am ajuns noi în ultima porțiune înainte de vârf. Ea merge exact cea de la Islaz, cea cu noroiul, merge exact la parcarea noastră, matematic așa, unde am parcat noi mașina. Da. Da. Ah.
Ne băgăm la umbră, uite, sunt mai mulți tei pe aici. Vezi, dar e plin de tei, uite, și aia sunt tei acolo. Ăștia care albesc așa. Uite, albesc. Albesc, ăștia sunt tei. Nu e înflorit? Da, miroase. Am florit pe sus, înseamnă. Că deja e o aromă de tei aici. Nu știu dacă e bun fiind înflorit. La limita... Deocamdată mai mergem în jos. Hai că aici e bine pompoienițele astea. Doar un pic cam cald, dar în rest, la genunchi e destul de bine. Asta e slazul satului Sultanu. Bă, dar e păscut serios aici, știi? Iarba asta e super păscută. Câteva vaci reușesc să pască atât de mult. Ar fi mult. Sunt în apropiere să au tălângile. Uite, bă, o boacă amărâtă a păscut toată pășunea asta. Nu văd nimic. Ați vrea voi să intrați în film? Vă tai la montaj. Cam așa era mersul cu opinci. Nu era rău. Mamă, nene. Transversare, nu glumă. Douăzeci de vaci fac atâta trăboi. A alunecat terenul. Aoleu. E bine, dar nu.
Vreau să ies în creastă. Aoleu. Mamă. Mamă. Aoleu. Da! În păcate, e o șosea alături pe care sunt nevoie să o ocolesc. E făcută praf de vaci. Bă, de seamă că și prin pădure au circulat niște ligioane. Dar oricum. Da, da! Da, da. Un pic de alunecare. Cum e, mă, acolo? Cum e? Băi, eu mai stau 5 minute aici să-mi povestesc și mie. Eu o să o iau la deal, cred că... Dar ce fac eu până ieșim la lumină? Ha? Că sigur se usucă când ieșim la lumină. Ia uite, bă, ce să-i faci aici, bă. Aoleu. Aoleu. M-au trimis înapoi, văd. Băi, nene, ce confluență de râuri aici. Da, da! Ui, nene, nici aici nu se poate trece, bă. Ah.
Mă, cine mă sună? Tu, Ileanu? Ce vrei, mă, Ileanu? Bă, se pare că nici vacile nu mai acceptă drumul ăsta și s-au băgat toate pe-n pădure. Da! Nebui. Bă, iar m-am luat după cine nu trebuia. Trebuia să mă duc eu pe drumul meu la deal, că tot atâta noroi aveam parte. Acum o să mai am de urcat 200 de metri. Da. A fost suficient noroc cât să fie și pe partea asta. Oh.
Hai bă, să ieșim pe asfalt. Că ne-a dus liana pe asfalt. Da. Da. Ce să vă filmez, mă? Dar eu nu înțeleg de ce duc vacile pe drumul ăsta când islazul are ieșire directă la șosea, eu nu pricep. De ce nu le... De ce le duc pe traseul ăsta? Că aici satul e undeva la un kilometru mai la dreapta de la intersecția din vale. Iar undeva un kilometru la stânga, ai de cap meu, este plaiul, dar la deal, 200 de metri mai sus. Băi, ai avut cizme de cauciuc în portbagaj, n-ai vrut să le iei, ți-am zis? Vorbește cu urmăritorii lui. Andrei! Da. Andrei! Hai mă, lasă-mă în pace, mă! Să pozează aici! Lasă-mă, mă, cu pozatul! Păi ea are cel mai puțin de pierdut. Oricum trebuie să arunce bocancii. Când iese la asfalt, îi aruncă și gata. Ah! Uleu! Ah! Uleu! Ah, uleu! Știi, jos e o gâlă. Abia aștept să ajung la gârlă jos. Am la mine tot. După pățania de săptămâna trecută. Am izmene. Am ciorapi, am... Nu, la mine în borsetă. Acum intru în gârlă, mă spăl. Da capul a... Dom'le, eu am cărat folie de supraviețuire. Pasă elastică. Și după aia mă schimb, ca un bebeluș o să fiu. Proaspăt, pudrat. Au luat-o pe la deal, da? Bine! Ileana, unde-i? Leanu! Hai mai repede, lasă pozele! Ce să culegi? La vie. Struguri, la vaia călgărească. Oleu, dar ce să faci cu struguri? Se mărăște, erau de aia așa cu boabă. Oleu. Mai bine mure. La afumați, te duci la afumați. Dude. Hai mă, Andrei. Și ce am fost să spun acum? Și să stând acolo pe deal, știi, era așa după amiază ca acum, vedeam roiuri care... Mi s-au înfundat urechile, mă, de zgomotul ăsta. Cum? E un zgomot de fund, nu de la altitudine mi s-a înfundat, am coborât. Un zgomot de 5G? Sau de albine? Nu, de albine. Da, sunt multe gâze înseamnă care fac zgomotul ăsta.
Poianjenea, că uite Poianjenea, uite filmează-l macro. Poianjenea. Aric și al mai de rău, nu pot spune macro ușor și mușcă. Se bagă în păr și te mușcă. Și merge cu un Poianjenea prin păr. Am fumat si intra si in urechi. Ce ti-a intrat alea in urechi? Uite ma cat apa aici. Cat apa aici. Vine de undeva de aici. E o vale. Hai că pe aici am scurtătura, Leanu. Ca să ies la mașină, pe aici o iau. Anul ăsta ne-am întâlnit cu șoseaua aia. Sunt nou asfaltate pe Andrei. Ce să faceți? Leanu! Aplicația e la mine în cap. În 3 minute ieșim la șosea. Hai, Leanu. GPS-ul la mine în cap. Numai să nu fi trecut vacile pe aici. Am văzut vreo două copite. Opa, gheare de urs, Leanu, ursul! Astea-s ghearele care zici tu că-s de urs, uite. Aici. La deal. A trecut ursul la deal. Băi, Leanu, a venit de la șosea. Aici e șoseaua. Nu ne-a auzit. Bă, nene, ce de noroie! Trebuie să mă las de coclaurile astea, nu mai merge. La munte, nene, cu telecabina. Aie, munte, cu telecabina. Sub Carpați, auzi? Sub Carpați. Drumul ăsta e numai pentru urși, mă. Noroiul ăsta. Piu! Bă, Yeti! Omul maimuț! Uite, Yeti, omul maimuț! Cine să fugă, Leanu? Ursule! Ce faci pe asfalt? Leanu, e asfaltul aici, nu pricepi? Băi, Leanu, de câte ori a dat eroare GPS-ul de la mine din cap? A fost vreodată, ți-aduci tu aminte? Care măi? Uliu, 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 uliu. Bă, dar ce-a patinat ursul pe aici? Până și ursul știe scurtăturile în pădure, băi. Să nu le folosim noi. Piu! S-aud mașini, Leanu. Facem autostopul. Ia mă, la băda urs, cine nu crede? Aici avea ghearele retrase. Ursule! Vă bizdu!
Uite o murele, bă. Mure. Cine, mă? Aici a fost cam nasol. Mi s-a agățat tricou. Aștept un pic. Ăsta e drumul bun. A, mai ai potecă pe acolo? A, bravo. E poteca acolo în dreapta? Hai încoace, că e ieșire pe aici. M-auzi? Băi, dar ce băltește aici, băi! Ce-o fi mlaștina asta, Leanu? Te descurci? E, la mine nu prea mai contează. E boboc aici, Leanu, că e șoseaua. Ia uite, GPS-ul, să mai zică cineva, dă GPS-ul meu de-n cap. Hai, Leanu! Nu! Rămâi aici, că vin cu mașina. Da! Sări, Leanu, 2 metri. Unde să sari? Hai, mă, la cât nămol ai făcut tu până acum? Poienița asta era problema. M-am urcat, m-a intrat noroi și Leanu! Ia uite, Andrei. Uite-te la bucat. Hai, mă, lasă-mă. Or fi mai la dealiere sau mai la vale? Mai la vale, unde n-ai va vrea să fie. Deci ne-a ajutat GPS-ul din cap de la mine? Da, domne, te-a ajutat, dar m-ai băgat în boală pe drumul urșilor, numai urme de urși în toate direcțiile. Bă, dar era drum. Era de urși, dar era drum, ce mai vrei? Era drumul urșilor. Păi, dar nu, e pe contrasens aici. Da, păi așa se merge, să vezi mașina din față când vine. Să vezi când te strivește. Nu. Am înțeles. Să privești moartea în față. Mai am o gură de apă, vrei să-mi purțin? Nu, Lea, nu bea otul, că eu am acolo un bidon de apă caldă cu care îmi voi face un duș. Și eu la fel. Singura chestie care o reglet, că în vale aveam un râu ca lumea. Și intram în râul ăla, făceam o baie. Așa am mai scurtat-o, nu? Da, da. Frumoasă, că dacă ajungeai aici, sărei 2 metri. Zidul Sultanului. Traseu de ciclism. Cu echipierii noștri au ținut drumul asfaltat, sunt probabil în spate, dacă nu or fi înainte. Noi am tăiat-o peste deal. Am ieșit exact înainte de Zidul Sultanului. Dacă ieșeam mai aici, nu uite că aveam zonele alea unde se putea sări. Vezi, nu peste tot e parapetul ăsta. O filmare comparată acum cu camera veche și să scoatem stabilizarea. Cred că am trecut de jumate la Zidul Sultanului. Aici e ultima curbă, Leanu. După curba asta cu iluminat. Urmează. Uite creasta cu vacile, o vezi acolo sus, creasta aia e creasta.
Deci, la baza crestei cu vacile, cu islazul, care se vede în față, sunt parcate mașinile noastre. Deci sunt undeva 50 de metri mai sus. Zic așa, 50 de metri diferență de nivel. Da, e ultima curbă acolo. Hai mă, că am jucat eu teatru să te sperii, mă. Erau urme, mă, dar nu erau urși. Deci o parcare amenajată de picnic, a? Vezi cum e parcarea amenajată? Pietruită, bordură. Pisoi, Leano! Două bucăți! Ce te faci cu ei? N-avem, n-avem! N-avem, n-avem! Ai pâine, ce ai? Ce le dai? Miauri, două miauri! Două miauri! Ce vorbești? Ce vorbești? Ce vorbești? Hai, pisulina, tu! Pisulina! Pisulina chioară, săraca, asta e chioară rău. Pisulina chioară. Cum să o spălăm? Cu săpun? Aoleu! Hai, pisurile, pis, pis! Avem mezel la mașină. Îngrașăm doi pisici. Săpun găsesc. Da. Nu le iei în mână, vin ele cu noi. Hai, pis, pis! Cheamă-le că vin. Pis, 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 pis! Pisu! Păi oricum coborâm cu mașina aici. Nu le lua, Leano! Nu le lua din locul lor! Hai că venim noi! Coborâm cu mașina! Da! Bine! Hai că eu mă urc în mașina și vin! Ultima porțiune din zidul Sultanului, traseu de ciclism. E ceva. Ia să vedem, apare picnicul. E un vânticel. O fi 30 de grade, da. E bine. Bă, nu e picnic încă. Camp acolo. Uite, picnicul, mi s-a uscat gâtul, mă așteaptă bidoane cu apă, caldă, e drept,
Închidem. Recuperarea grupului. Viteza 1. Da, mă, acum am dau seama. La picior nu se simțea că e așa de abruptă treaba, dar este, este. Uite, viteza 1 și e chinuită. Da, iar n-ar fi nasol pe aici dacă nu e întreținut drumul. Și am mers destul de mult aici și am ajuns imediat cu mașina la Elena. Sunt pisicile aici? Hai să-ți las pachetele și mă duc după ele. E parcare aici. Super parcare. Unde văzem eu pachetele? Aici undeva. Leno! Unde erau pachetele alea? Aici, nu? Da, mama, ai o ciocolată aici? Da, las-o cu băgăm la congelator. Băi, Leano, praf s-a făcut, mă. Ai vorbit cu cineva la telefon? Sunt la valele? Ai să pun la tine? Păi nu știai că ai să pun în borsetă? Cu ce, mă? Hai pisurile! Uite, bine că a deschis. Uite apa aici. Nu. Uite apa, uite, uite mâncare. Mâncare, dar deschide. Stai. Te descurci acum. Hai, lasă. Eu m-am dus să recuperez lumea. Da, o să-ți dau eu să pun dacă nu găsești. Dar caută la tine în borsetă, că trebuie să avem ori la mine, ori la tine. Hei! Nu, am găsit doi pisici! Am plecat, dar... Dar aici sunt pisicii! Uite când n-ascultă oamenii, puțin din stabilizarea video. Vezi când n-asculti? De ce n-ai așteptat acolo? Păi ziceam că ajungem acolo. Voi ce oameni ambițioși. Aici nu am cum să opresc. V-am zis să mă așteptați acolo. Unde puteau să stea frumos aici să aștepte? Aolea! Îmi bat capul de pe o mână. Acum iar fac aventuri.
Păi da, da, dar asta pentru că am fost nevoit să opresc aici și acum iar sunt nevoit să opresc aici. Eu trebuia să pornesc de acolo. Nu trebuia să opresc aici. Am crezut că din cauza și încă aici mai e cum mai e, dar să vedem la Liana cum opresc. Am înțeles. Ăsta e zidul sultanului, mă, nenică. Am înțeles și am crezut că n-ai... Ia, ține asta așa, ține să se vadă înainte. Să se vadă înainte. Da, nu știu ce să fac. Hai de capul meu. Vrei să o cobor? Nu, că nu-i vorba de asta. E vorba că n-am putere la mașină. Dă înapoi. Dă înapoi. Și pozează în față, că vrea în față. Ce să... Obiectul nu știu. La mine, ca mine, să vede mai mult aia, masca. Uite-a dracu ce trage mai scurtă. Îl închid? Mersi. Nu știu ce ai zis, că pauză. N-am fost pe poziție de la început. Ce faci, Leanu? Ca pisicii pe masă? Păi ca să nu poată să coboare. Vai de capul meu. Și ce mănâncă? Ce specialități mănâncă? L-ai spălat cu săpun. L-ai spălat cu săpun? Bravo. Care e starea lor? Da, uite. Ținute așa se vede care e starea lor. Le păstrezi? Nu. Nu le dai la floare de colț? La... N-au și ei niște, cum le se numește, niște relicve de-astea ceva la floare de colț? Spălile trebuie spuse la muzeu. Spălile cred că trebuie spuse la muzeu. Uite-te ce legătură. A, uite că aveai pantofi. Ce vorbești, mă? Avea pantofi, mă. Aruncă-i, aruncă-i. Nu, pune-i acolo, poate ia cineva, poate. Măi, Leana, pe masa aia mănâncă oamenii, mă, mamă. Am șters-o. Am șters-o. Nu e vorba de că e s-o ștergi după ce e pisici. Nu, a șters-o înainte. Bă, Leano, ce facem? Îi luăm? Îi luăm și ducem la securiști acolo. Unde? Uite-te, eu m-am dus la Vali și o întreb, nu vreți pisici? A trecut o mașină pe aici și am zis că ăștia sunt ăia. Cu mașină. Domnule, după excursiile astea, tot sângele se duce cu alte organe. Și capul rămâne văduvit. Ce-am făcut cu sticla de Pepsi? Leano, sticla de Pepsi la tine? Da, da, dar unde e sticla? Tu când mă lași acolo, umblu la portbagaj sau să merg cu bagajul în față? Mai bine le iei în față, dar mai încolo. Stai întâi să... Să cobor și să mergem repede până la ăia, la securiști acolo, să-i lăsăm. Nu-i lăsăm, mă, la securiști, măi, Leano. Bine, într-o curte de oameni atunci îi lăsăm. Nu-i lăsăm într-o curte de oameni. Cristina, tu ai un prosop pe spinare. Când ieși cu el la benzinărie, dacă vrei, acceptabil. Dacă vrei, îl scoți. Tu foarte bine. Da, să fiu.
Noi achiziții de la munte, Pisulinu și Pisulina. Cristina 2 văd că cât de cât Cristina îi tolerează. Dar mama la toate pisicile îi mârâie de îi rupe, dar oricum au deja 12 ore de conviețuire. Cred că de omorâ n-o să-i omoare. Mama mărea ce ești tu și cu Cristina. Cristina e cea mai bună, dar asta sora lui Cristina și ea e bună, tigruța. Și ăștia doi de la munte. Ileana a lărgit, oricum mai muriseră câțiva pe aici din pui. S-a completat la loc. Ăsta negru cred că e cotoi, sunt aproape sigur. Ălălalt e urțel și el, cred că tot cotoie. Aveau nevoie de cotoime. A, vezi că și ăsta trebuie dat cu canamicină la ochnițel. Da, dar asta e cu minte. S-au mâncat bunătăți, s-a mâncat pește. Da. Congelat. S-a mâncat brânză camembert împuțită. Da. Dar nu prea le place brânza împuțită, nici mie. Mie îmi place. S-au mâncat purine de pisici. Genul junior. Junior. Ăla albul miaună, nu știu, după măsa, după ce o miauna el, tot timpul miaună. Ei sunt pisici aruncați, erau aruncați la 100 de metri sub cota maximă a zidului Sultanului. În pădure, cum ar veni, erau aruncați pe marginea drumului. Ce miaună mă ăla? Ăsta negru e foarte cu minte, dar ăsta albul miaună, miaună. O fi constipat? Nu cred, că de mâncat a mâncat. Miaunel! Ce miauni? Miaunelu! Ăsta e cu minte de tot. Dar oricum, aseară i-am lăsat aici în fața casei și dimineața i-am găsit aici, la 10 metri în grădină. Deci, cu minți, cu minți. Locul lor o să fie sub masa asta, săracii. Pisicii lasă la 20 de metri mai încolo la colț, să nu interacționeze prea mult, o să se obișnuiască ei. Mă, mama asta, tu ești cea mai rea, mă. Tu de ce-i mărâi? De ce-i mărâi, mă? De ce? De ce-i mărâi?